Stimați prieteni, la început vreau să vă spun de la bun început, pentru că o să vorbim, o să ne spunem fiecare păsul, o să ne indignăm, o să ne revoltăm împotriva acestei guvernări mafiote. De la bun început, eu, liderul Mișcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, v-am invitat la un meeting sub steagurile antimafie, sub lozincile noastre pe care le-am spus constant 4 ani de zile, în care am spus comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Spuneam lucrul ăsta pe atunci, pe când încă lumea nu se siza că cei care au venit alături de tineri în 7 aprilie și au strigat jos Voroni, în jos dictatura, încă nu știau lumea, nu puteau să-și închipuie că cinismul acestor oameni care au făcut bani cu milioanele pe seama acestui stat și au fugărit atâția cetățeni peste hotare, nu le venea să creadă că acești oameni în gândul lor au să deturneze vectorul european spre destinațiile lor mafiote și clientelare. Am ajuns după 30 noiembrie, când lumea s-a unit pentru un ultim efort de a înlătura posibilitatea venirii la guvernare a unor forțe pro-imperiale, pro-rusești, lumea, mulți dintre intelectuali au spus, ne strângem nasurile și mergem să votăm încă o dată cu mafioții noștri, care probabil ne vor duce pe un drum european, ca să ne pomenim că imediat după alegeri se deturneze cursul european. Acum, ceea ce se întâmplă pe scena politică din Republica Moldova depășește orice imaginație a cinismului politic. Eu spuneam și spun și acum la acest meeting pentru cei care încearcă să găsească o unire a forțelor împotriva acestei mafii organizate. Când mă întrebau de ce nu suntem toți împreună, știu eu, cu Leancă, care parcă a plecat de la Filat, eu le spuneam și vă spun și dumneavoastră un singur lucru. Dacă Iurie Leancă, pe data de 1 decembrie, simbolic spun, pe 1, 2 decembrie, spunea, oameni buni, eu, Iurie Leancă, vreau parcurs european și vă accept să fiu prim-ministru Republicii Moldova, îmi pun cenușă pe cap, recunosc toate greșelile pe care le-am făcut, nu mai merg împreună cu mafioții ăștia, merg și mă pun la dispoziția unui procuror independent, unei justiții independente, să dau lămuriri pe cazurile băncii de economii și aeroportul internațional Chișinău, sunt gata să răspund și eu pentru ceea ce am făcut, dar vă chem să mergem pe calea integrării europene. Vreau să fi spus eu un minister al integrării europene de o parte de Ministerul de Externe. Vreau un minister al integrării europene cu experți străini care ar merge și ar face pe toate capitele, pe tot ceea ce a însemnat în acordul de asociere, ca în foarte scurt timp Republica Moldova să facă un efort supraomenesc de integrare europeană. În așa caz, eu, Sergiu Mocanu, împreună cu colegii mei și Mișcarea Populară Antimafie, eram primul care mă alineam unui asemenea discurs politic. De ce v-am adunat astăzi sub steagurile Mișcării Populare Antimafie? Pentru că avem nevoie de un mesaj politic coerent. Stimații mei prieteni, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vom vorbi, vom spune cuvinte de ocară în adresa lor. Vom spune cuvinte de dispreț împotriva celor care au deturnat acum cursul european. Și nu vom pronunța cuvinte de ură. Nu vom pronunța cuvinte care ar induce ideea că suntem gata să facem altceva decât să vrem justiție independentă, procurori străini și pe ei la pușcărie. Jos mafia! Jos mafia! Până a da cuvântul colegilor mei, vreau să mai spun încă o dată. Meetingul nostru al Mișcării Populare Antimafie este meetingul angajat pe un mesaj pe care îl pronunțăm 4 ani de zile. Noi am spus constant în această perioadă, jos mafia, jos Plahotniuc, jos Filat. Noi nu ne-am împăcat nici pe o clipă cu faptul că câțiva oameni în țara asta
și-au arogat toate drepturile, iar restul nu are nici dreptul, foarte mult timp cel puțin n-a avut dreptul nici măcar să protesteze. Nu de mitinguri sau manifestări în care se face o demagogie că nu spunem mesaje politice, vrem nu știu ce, primăvară, vrem să cânte păsărele, ci numai mitingurile angajate politic, numai mitingurile în care se spune clar, jos mafia, vor avea acea energie care până la urmă să readucă Republica Moldova pe cursul nostru european. Vrem în Europa, vrem în Europa fără mafie, spunem jos mafia, jos Plahotniuc, jos Filat, jos alianța monstruoasă cu Voronin, jos criminalii care au făcut din țara asta o pușcărie mare de tot în care ei se simtă liberi, o pușcărie mică și câte o celulă pentru fiecare. Jos Filat! Jos Filat! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos alianța monstruoasă! Jos alianța monstruoasă! Bună ziua, stimați concetățeni! Mai întâi de toate, țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la mitingul Mișcării Populare Antimafie. Țin să-mi exprim bucuria pentru că ați ales să luptați alături de noi, pentru că ați ales să nu vă împăcați cu umilința și sărăcia la care ne supun actualii guvernanți. Pentru că nu vrem să ne împăcăm cu această batjocură față de noi, de cetățenii Republicii Moldova. Pe noi ne-a adus aici revolta din sufletele noastre, revolta împotriva minciunii cu care au venit la guvernare, revolta împotriva furturilor pe care le fac de la familiile noastre, prin miliarde furate din bănci și din banul public. Pe noi ne-a adus aici revolta față de sărăcia în care am ajuns. Pe noi ne-a dus aici neliniștea din sufletele noastre, din inima noastră. Neliniștea față de viitorul copiilor noștri. Neliniștea față de bătrânețea părinților noștri. Neliniștea de șansa țării astea a noastre de a se civiliza. Să privim adevărului în față. Parcă avem un parlament, parcă avem un guvern, parcă avem un acord semnat cu partenerii noștri europeni. Avem tot sprijinul financiar al Uniunii Europene, dar țara noastră devine din ce în ce mai săracă și mai coruptă. Conform ultimilor date, suntem cea mai săracă țară din Europa. Și suntem cea mai coruptă țară din lume. Care este problema? Este oare asta o lege a naturii noastre? Nu! De o mie de ori, nu! Problema este în răbdarea noastră. Problema este că noi încă nu am reușit să trezim din genele noastre acel stil european, acea mentalitate europeană de a privi asupra vieții și a lucrurilor. Iar puterea noastră stă numai în răzvrătirea noastră împotriva criminalilor care au ajuns să ne conducă prin minciună, să reușim să nu ne împăcăm cât mai mult cu această mizerie. O să mă întrebați ce e de făcut. Este un singur răspuns. Să ieșim în stradă și să luptăm pentru drepturile noastre, pentru că fiecare dintre noi s-a născut aici, în țara asta. Fiecare dintre noi este parte a acestui tărâm care aparține Europei. Deasupra noastră poate sta numai legea supremă. Iar cei care își bat joc de legea supremă, cei pentru care legea este un preș de șters picioarele, cei pentru care cuvântul spus în fața cetățenilor
înseamnă nimic, ci doar minciună cu cei pentru care semnarea codului de asociere a fost doar o momeală electorală și acum să ajungă să facă o coaliție măsurată cu comuniștii merită tot disprețul nostru. Și aceștia au nume. Numele lor este Vlad Filat, mincinosul numărul 1 din Republica Moldova. Jos Filat! Jos Filat! Acesta este Vlad Plahotniuc, mafiotul numărul 1 din Republica Moldova. Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! În zilele în care timpul a pronunțat procuror străin și justiție independentă, eu am fost în fața Parlamentului și m-am aliniat acestui discurs. Noi suntem deschiși, noi chemăm pe toți și fiecare are un cuvânt de spus împotriva acestei mafii. Sunt foarte nemulțumit de creșterea prețurilor. Ne-au promis, ne-au chemat ani la rând ca să luăm credite, ca să ne întoarcem în țară, să facem business. Am crezut, am luat credite, am adus tehnică și astăzi stăm și ne rugăm la banchet ca să ne mai scutească din datorii. Suntem puși la limită. Astăzi numai un lenos că nu critică guvernarea. Dar o facem cu toții către așa în bucătării, câte doi, la scară, în viață. Și către numai în așa mod cum ne-am adunat astăzi. Dar am vrea într-adevăr să fim zeci de mii, sute de mii. Am putea schimba ceva în țara asta noastră. Într-o oarecare măsură v-aș ruga să aduceți mesajul la prietenii voștri, cunoscuții voștri, rudele voastre, să stălăturile la mulțime care este astăzi, pe parcurs poate ar fi posibil, dar eu cred că va fi posibil să înăturăm guvernarea de astăzi, să le indicăm ceea ce dorim noi, în ce țară vrem să trăim, pentru a nu ne pierde copiii, să nu rămâne fără nepoți în țara asta noastră. Vă mulțumesc mult! Victor, mulțumesc! Acest microfon este microfon liber. Noi, toți cei care vin cu același mesaj, pentru că eu, atunci când am invitat lumea la revoltă, am explicat foarte exact și mi-au reproșat unii, au zis că dumneavoastră îngustați cercul celor care se revoltă împotriva acestei mafii. Știți de ce? Pentru că ar exista și în rândul celor care se pronunță pentru Uniunea Vamală dintre cei care se pronunță împotriva acestei mafii. Am spus să nu vină, să nu vină. Aici, la mitingurile noastre, vin oamenii care vor să meargă spre civilizația europeană. Vin doar oamenii care văd viitorul acestei țări împotriva unei invazii din Est, împotriva celor care fac un război în Ucraina la ora actuală. Deci noi știm foarte exact ce vrem. Noi vrem în Europa, noi nu considerăm că europenii sprijină această mafie și toate sprijinul care a mers pentru Republica Moldova a mers pentru noi, pentru cetățenii acestei țări. Din păcate, asta a fost situația ca lumea, temându-se de Maidan și de crima rusească, să meargă și să voteze încă o dată cu acești mafioți. Stimații mei prieteni, astăzi suntem peste 200 de oameni. Mâine vom fi peste 2000 de oameni. Niciun efort nu se cheltuie în zadar. Noi anticipăm o revoltă populară și eu mă aflu în stradă de atâtea zile pentru că atunci când sărmanii noștri oameni vor vedea că nu mai au nimic în frigidere, vor vedea că nu mai au niciun ban în buzunare, vor ieși. Și atunci trebuie să existe niște oameni conștienți care ies acum la mitinguri, care îi orientează în direcția clară, pentru că oamenii ar putea să se rătăcească. Bună ziua! Eu vreau să le mulțumesc special tinerilor care au venit aici să ne susțină. Și vreau să vă spun că noi suntem viitorul acestei țări și acum soarta ei depinde doar de noi. Acest guvern, în frunte cu un Gaburici, care nu este altcineva decât sluga familiei Voronin, și nu va face altceva decât să ne aburească mințile în continuare cu integrare europeană și reforme. Nu ne vor duce ei în Europa, pentru că asta este contrar scopurilor lor.
Mai degrabă ne-ar trimite pe noi acolo ca pe o forță de muncă ieftină să muncim și să le trimitem banii pe care să ne-i fure pe diferite scheme, cum a făcut-o până acum de altfel. Vom protesta în continuare și vom cere implementarea acordului de asociere, procurori străini și o justiție independentă, căci numai în acest mod putem scăpa de mizeria care ne-a pomenit. Jos mafia! Jos mafia! Bună ziua la toți! Dați-mi voie să vă felicit în primul rând pentru faptul că ați avut curajul să ieșiți astăzi aici să vă faceți auziți. Vă urez să aveți curajul acesta în continuare, în fiecare zi când trebuie să vă faceți vocea auzită. Vreau să vă transmit un mesaj. Această bandă mafiotă de la guvernare trebuie să știe că Moldova nu îi vrea. Moldova are nevoie de procuror european care să aibă curajul să investigheze furturile și crimele lor. Timpul nostru ia sfârșit. Suntem pe pragul altui criminal care fură alte milioane din bugetul țării. Mă refer acum la Duca de la Academia de Științe. Bine plăsit! Că aici numai știință nu se face. Aici se face parte cu familia Duca. Estimații mei prieteni, vă mulțumesc, ați făcut un lucru mare. Astăzi am pornit pentru prima dată, am mers în marș și am strigat jos mafia. Duminica viitoare ne vom aduna în același loc, la aceeași oră și vom merge în marș strigând jos mafia. Vă mulțumesc încă o dată!